Loc. Mulțumesc. Să discutăm despre ce mama naibii e piesa asta. Aoleu. De ce a plecat și tu? Păi este vorba despre o iubire probabil că neîmplinită. Și prin această melodie vreau să avertizez ce să toți prietenii că dragostea doare, dacă nu știm cum să o... Sau în orice caz ustură, adică... Da, uneori ustură chiar rău. Am înțeles. Deci tu urli după ea că a plecat și nu ți-a păsat, nu? Sau ce? M-a iubit, dar nu de ajuns. M-a iubit, dar nu de ajuns. Exact. Dar, ce, dar tu ai un... De asta, un... o unitate de măsură? Nu. Nu știu cum e la vârsta asta, că noi la bătrânii... Păi nu, mai... fiecare are niște statistici și niște, să zic așa, idealuri pe care le vrea în iubire și probabil că atunci când nu... E ca la tensiune, găsești, adică să ai... Exact, exact, da. 12 cu 8 sau, nu? Perfect, da. Doamne, ferește, da. Zi de piesă, zi de clip, laudă-te un pic și după aia știi cum e. Păi pentru această melodie am colaborat cu Alex Velea și cu băieții de la Golden Boys. Clipul a filmat Bogdan Daragiu, îi mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și echipei de la Media Pro, Mango Music, surorii mele care m-au ajutat cu sfaturi, tuturor. Deci trebuie să scap de faza asta, nu e bine, nu e bine. Păi, nu e bine, tu ești la mic, nu? Poftim? Tu da. Ești la mic, tu-ți dai seama, eu sunt la mare în da? Casă, tu-ți dai seama că ea este... Are capul exact pătrat, mă rog, ce-ți arăt acum e un dreptunghi, dar ea când vrea, îți spun cum se întâmplă. Ea când ar fi vrut să plece într-o, nu știu, excursie la 16 ani, da, dar ești pe fratul ăla cu ciuf. Ok, da? Ok. Și tu erai frasul cu ciuf. Vrei să ieși în oraș? Da, dar le ieși și pe pârlitul ăsta. Nu, nu, la noi n-a fost cazul, nu s-a pus problema. Crede-mă, așa. Dă-te jos de pe ea, lasă-o în pace, întreaba ei. Păi cum această melodie, sper că o să reușesc. Am văzut că asta. Deja am trecut de 100.000 de vizualizări în mai puțin de 24 de ore. Ceea ce e bine. Foarte bine, da? Da. Și e bine. Ca idee, nu mai lua cu tine în oraș. Lasă-o întreaba ei. Ok. Da. Nu, nu, nu. Glumesc. Bravo, mersi că mulțumesc ai venit și noi. Să-ți meargă. Mulțumesc frumos. Și să-ți faci un nume, nu să fii doar fratele Aline Remi. Păi asta încercăm să facem. Și unde da. Hai că nu că se grăbește, lasă. Salut. Păi dacă n-am mai certat că n-am venit cu Alina. M-am zis eu asta. Nu, n-ai zis, dar ai gândit. S-a văzut de aici? Salut, scoțianule, salut. Ce faci? Scoțianule, pe bune? Puteam să zic irlandez, dar am preferat scoțian. Mara, ți se potrivește mai mult. Bine și cu sorta ta.